înlocuirea lui Laurențiu Ciurel din Fruntea ce Oltenia cu Laurențiu Ciobotărică a dus și la schimbarea raportului de forțe în lumea sindicală ce gravitează în jurul complexului energetic. Dacă sindicatul Mine Energie Oltenia, născut după lungi chinuri venite din nepriceperea unora de a constitui un astfel de for, a fost perceput pe bună dreptate ca și organizație de casă administrației CEO, iar Federația Națională Mine Energie ca oaia neagră a sindicalismului căzută în disgrație odată cu năruirea Imperiului Condescu, lucrurile stau exact invers în acest moment. Cota de piață a FNME, agreată după cum se aude de către managerul interimar Ciobotărică, a început să crească, iar siguranța liderilor săi se simte în aroganța cu care aceștia fac afirmații la adresa celor din SMEO și la care le cântă deja prohodul. Planul de redresare al FNME și importanța pe care începe să o recapete nu îi se datorează actualului președinte Dumitru Bârvulescu, ci eternului conducător al Federației Marin Condescu, fără de care șeful de acum nu are voie nici măcar să respire fără să raporteze. De altfel, în lumea sindicală este privit cu ironie faptul că Bârvulescu se întâlnește zilnic cu Condescu și se trasează clar linia pe care trebuie să o urmeze în discuțiile publice, dar și în cele pe care le poartă cu Laurențiu Ciobotărică. Însă, încă de la numirea în funcție se știa deja că Dumitru Bârvulescu va fi doar un paravan al adevăratului președinte Marin Condescu, care, oficial, s-a mulțumit doar cu statutul de președinte onorific pentru a nu mai da apă la moară cârcotașilor. De pe poziția echipei aflate de partea managerului, Dumitru Bârvulescu a prezis SMEO un viitor dezastruos, care va duce chiar la dispariția sa prin exodul membrilor, evident către FNME, devenită între timp, în opinia liderilor săi, forța de altădată. Până atunci însă, evenimentele care au avut loc de la schimbarea din funcția lui Ciurel i-au cam învrăjbit pe cei din SMEO și chiar li s-a dezvoltat un spirit războinic, mai ales după ce departamentul de relații cu comunitatea din cadrul CEO a fost desființat și 8 lideri de sindicat, dintre care și din SMEO, au rămas fără salariu. Pe vremea când acest departament a existat, aceștia au trăit ca în sânul lui Adam, având o atitudine plină de bunăvoință față de orice ar fi trebuit să-i deranjeze în alte condiții ca și reprezentanți ai maselor. Nici nu putea fi altfel. Atâta timp cât unii dintre ei încasau o remunerație ca și lider de sindicat, o altă ca și angajat al administrației CEO, plus niște bănuți pentru a fi membri în structurile de conducere ale unităților componente ale CEO. În momentul în care confortul a dispărut prin desființarea departamentului condus de către Ion Rușeț, s-a trezit și spiritul de luptă și s-au emis chiar și propuneri de demisie a tuturor liderilor care s-au erodat deja în funcții. Oricum, cei din SMEO nu ar mai fi avut mare lucru de pierdut și ar fi fost și o lovitură de imagine. Orientarea FNME și SMEO și cine cu cine a fraternizat se vede și din mitingurile care au reînceput în piața prefecturii. Pe vremea lui Ciurel, acestea erau organizate de către FNME, pe când acum au ca și inițiator pe cei din SMEO, pentru că cei din Federație au toate motivele să se arate un pic mai binevoitori. Cum SMEO nu mai este pe val, au început deja și bârfele cu privire la mișcările interne din interiorul sindicatului, care vor duce inevitabil la schimbarea lui Gabriel Bălăceanu. O chestiune obișnuită atunci când un for care cândva avea un mare succes nu mai are aceeași putere. Însă acestea sunt lucruri obișnuite ce se întâmplă în lumea sindicală din Gorj dintotdeauna, fiind același mecanism mereu, schimbându-se doar protagoniștii în funcție de cine a venit la conducerea ce Oltenia și ce înțelegeri s-au făcut dincolo de mitingurile din stradă și declarațiile publice.